Patru localități din județul Mehedinți au intrat în cod roșu după ce rata de incidență a depășit pragul de 3 îmbolnăviri la 1000 de locuitori. Noile reguli au fost hotărâte aseară în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Municipiul Drobeta, Turnu Severin și alte 3 localități din județul Mehedinți au intrat de astăzi în scenariul roșu. Este vorba despre localitățile Eșelnița, Malovăz și Izvorul Bârzii. În aceste zone, incidența cazurilor de COVID-19 a depășit nivelul de 3 la 1000 de locuitori. Interzicerea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole, de cultură, concerte în aer liber și așa mai departe. A fost interzisă desfășurarea activității cu publicul a operatorilor economici care au ca activitate specifică prepararea, comercializarea și consumul de produse alimentare sau băuturi alcoolice și nealcoolice. Aici este vorba de restaurante, este vorba de cafenele, care sunt amplasate în interiorul clădirilor. Totodată, activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, a pensiunilor sau a altor locații cu specific de cazare este permisă doar pentru persoanele care sunt cazate în acele locații. De asemenea, se impun restricții și pentru sălile de jocuri de noroc și pentru terase. A fost interzisă și activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc. Sigur că da. Și de asemenea a fost interzisă activitatea în cadrul locațiilor de tipul restaurantelor și cafenelelor în spații publice închise, care au un acoperiș, plafon sau tavan și minim 2 pereți, o delimitare de minim 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aici facem referire la terase. Terasele în aer liber pot să funcționeze, dar nu cele care sunt modificate în așa fel încât să devină chiar restaurant sau cafenea de incintă. În continuare, municipiul Drobeta, Turnu Severin rămâne cel mai afectat. Rata de infectare cu SARS-CoV-2 se apropie de 4 la 1000 de locuitori.